Filmul realizat exclusiv din sponsorizări are la bază mitul zburătorului. Dacă în folclor zburătorul e jumătate demon, jumătate înger, aici nemuritorul Zanon este un motociclist care se îndrăgostește de Eliza, o artistă aflată la începutul carierei. Motoul peliculei, ai da nemurirea pentru iubire, caracterizează povestea de iubire intensă, înnobilată prin sacrificiul suprem. Tot ce acumulez, toate amintirile astea și toate sentimentele pe care, vin și se depun așa în straturi, cu astea rămân. N-am avut niciodată atașat de material, am fost întotdeauna un zburător, ca să zic așa, un fel sau altul. Sunt destul de detașat de tot. Așa că nu a fost greu și poezia în sine, scenariul mi s-a părut foarte frumoasă. Rolul Elizei s-a construit pe parcurs la repetiții și ne-am documentat cu toții împreună. Deci a fost mai mult o muncă de echipă. Foarte, foarte mult. Trebuie să-i mulțumesc și cu Gabi Duțu, și lui Ovidiu, și lui domnul Cotimanis, pentru că toți au ajutat la construirea personajului Eliza. Un rol plin de viață. Dacă viața din jurul nostru are minus, sunt cel mai demn reprezentant în filmul ăsta. Refugiul nostru este acolo unde realitatea întrece realitatea, este mai mult decât realitate. Pentru că basmul este ceea ce ne trebuie, iar nu realitatea asta măruntă și murdară. Ultimul zburător este prima parte a trilogiei Promisum, un manifest cultural prin care sunt readuse în atenția publicului basmul și miturile românești. În următorii 4 ani, echipa speră să aducă în fața spectatorilor și celelalte 2 pelicule. În prima parte avem mitul zburătorului, în partea a doua mergem și luăm tema principală, tema sacrificiului din legenda meșterului Manole și continuăm cu legenda lui Manolo, unde vom dezvolta o poveste în continuare cu zburători, cu iele, cu călușari, ea va fi filmată în această zonă. Și după care, în a treia parte, încercăm din nou o premieră în cinematografia românească, să realizăm o distopie care are la bază mitul, un alt mit fundamental, Miorița. Ultimul zburător este primul film românesc ales să participe la cea de-a 32-a ediție a Festivalului Internațional de Film Fantastic de la Bruxelles, care se va desfășura în perioada 8-20 aprilie. Evenimentul de lansare al filmului se înscrie în seria manifestărilor dedicate campaniei Craiova Capitală Culturală Europeană.